Dacă vii în Oradea și vrei să mănânci, ce îmi place să mănânc aici? Când ajungi la partea asta aici, care e plină de smântână și brânză, aici. Deci acolo e baza. Da, da, da. Autobusele de la CFR și de la privați. Dacă reușești să-ți faci canalul, te poți susține, ca să zic așa, din TikTok, numai dacă faci live-uri, că TikTok în România și Instagram nu plătește, adică. Atunci pe YouTube e mult mai ușor în timp, dacă construiești o comunitate, să reușești să te susții. De exemplu, cum suntem noi, călătorim și astea. Am văzut o mașină de poliție și zic la noi, hai să merem lângă mașina aia de poliție și ți arat documentele și toate astea. Și eu ca norocul că aveam pașaportul la mine, fiindcă vreau să mă duc să schimb niște bani. Mulțumesc frumos! Sănătate la urmire! Dragi prieteni, pentru prima oară în viața mea am ajuns și eu acum la Oradea și m-am lovit de o problemă. Este ora 9 dimineața, am plecat la 7:30 din Cluj. De ce am plecat la 7:30? Mă bucur să te cunosc, să mor eu dacă nu mă uit la tot ce, tot ce faci. Sănătate! Iubească, îți place Narvia la Oradea? Exact acum peste am ajuns. Peste tot unde umbli. Da, exact acum am ajuns, vreau să vă cum e pe aici. A. Cum e? Cum e? E. Dacă ai bani e. A, dacă ai bani e, asta și, e vorba. Dar s-a făcut un clasament cu cei mai fericiți oameni și material și de asta. Așa. Și prima dată de Paris sau țări de astea, orașe de astea bogate. Da. Și pe locul întâi, cine credeți că îi? Penel. Cine? Oradea. A, da. Dacă n-ar fi piață de vechituri, lumea are și în stradă. Cu asta are noroc Bolojan, că a făcut o piață de vechituri excepțională. Și cu asta s-a scos. Ți-a murit cineva. Mi-a și vins. Ei cu un leu, mi-a cu doi. Piață de vechituri. Da, da, da. Le-a închis gura la toți. Aduceți mașini, aduceți una alta, faceți bani. Și cu asta... Fă bani! Dacă nu stai în pat. Da. Așa e? Așa e. Așa e, aveți dreptate. Servus. Sănătate. Eu am 70 de ani. Wow, 70 de ani și aveți? Și acum mă duc la analize de sânge să văd că am fost 4 zile în sălaj la întrunire moto. Da. 2000 de motocicliști, numai de aia. Comă, pălincă de sălaj. Și acum... Și am văzut la analize. Să dea Domnul să iasă bine, asta e important. Să fie bine. Mă bucur că te-am văzut. Știi ce? Așa, eu când întâlnesc pe cineva drag, da. Știi pe cine n-am reușit după Revoluție să strâng mâna cu regele Mihai? Da. Cu Nicu Covaci. Odihnească, da. Și n-am putut mere. Nu ne-o lăsa la mormântare în cimitir la el, îți dai seama. Ne-am salvat. Și acum trebuie să o frecăm pe aici, pe oraș, câteva ore. Mai târziu ne vedem și cu domnul îmi place să mănânc, pentru că, până la urmă, de-aia am venit aici. Și așa, nu stau foarte mult, stau o singură zi, pentru că, pe urmă, trebuie să mă întorc la Cluj, am o grămadă de chestii pe care trebuie să le fac. Dar am zis, haide să vedem și noi cum se prezintă Oradea, ce pot să văd eu în Oradea, în sub 24 de ore. Acum ne să băgăm o cafeluță, că se cere. Și acum în drum spre cafenea, bă, am găsit prima atracție importantă din Oradea. Chestie ce mi se pare mie absolut fascinant. Uitați aici, este un bar, cafe, bar, internet. Mă gândesc acolo ce era, 199, 1199. Uitați-vă cât de mișto poate să arate locul ăsta. Deci ăsta este barul tipic pe care cred că găseai în anii 90, dar care acum vedeți că este dezafectat, dar cu siguranță că o să puteți să-mi spuneți voi care este povestea din spatele acelui loc. Am mers undeva la vreo, nu știu, 10 minute și că am ajuns pe strada principală aici, nu-mi dau seama exact. Mă, vă dați seama în ce hal sunt eu, frate? Dacă timp de 38 de ani de viață, dintre care 29 petrecuți doar în România, eu n-am ajuns în locurile astea niciodată, deci... Mă simt aici ca și cum aș fi ajuns într-o destinație din asta super exotică de prin, nu știu, Brazilia sau ceva de genul ăsta. O primă observație, foarte multe parcuri sau multe zone din astea verzi și curat. Cel puțin zona asta centrală în care mă aflu eu pe aici, bă, foarte, foarte curat. Deci, cum v-am zis, e de-abia 10:45 până îmi fac eu check-in-ul, mai durează
Stai că aveam cardul mână. Vă arătam cardul. Mai durează undeva la vreo 3 ore jumate ceva de genul și a venit la o cafenea care se află exact lângă parcul ăsta de aici. Cafeneaua se numește Snooze. Băgăm o cafeluță, vedem ce face domnul Lengel. Cred că este prea devreme pentru domnia sa și ne adaptăm. Dacă vin Oradea și vrei să mănânci, cea îmi place să mănânc aici. Așa. M-am întâlnit și eu cu Ionuț acum. Noi ne-am văzut pentru prima oară, de fapt singura oară în afară de acum, în 2019 a fost, la finalul 2019, cred că înainte de pandemie. Da, cred că așa era. Când am fost acolo la cabana vlogărilor, mai ții minte? Da, da, da. Așa, e, de atunci Ionuț a crescut enorm și a devenit cel mai important canal. Bine, nu trebuie să vă prind, nu trebuie să vă spun nimic. Ce voia să întreb pe Ionuț? Băi, ca să înțeleagă și oamenii, că eu nu le-am spus lor, care e faza? De ce e atât de greu de ajuns din Cluj în Oradea? Care e combinația cu trenul, știi da, ceva? Da. Deci se lucrează la calea ferată și practic nu mai circulă trenuri pe acolo și au băgat autobuse de la CFR și de la privați și mai sunt maxi-taxiurile cu care cred că ai venit tu. Da, 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 am venit deci, cu maxi-taxi. Dar autobusul ăla face vreo 4-5 ore, fiindcă el oprește exact ca și trenul în toate gările și trebuie să meargă pe toate satele alea pe unde merea trenul. Și mamă, deci ce bine că nu l-a luat. Iese de la drumul principal și se bagă prin toate satele. Și atunci tu cred că ai făcut vreo 3 ore. De vreo 2 ore 40 de minute. Am mers destul de bine, omule. Dacă veneai cu trenurile, cu autobusele de la CFR și de la privați. Așa. Mamă. Așa făceai. Așa. 4-5 ore. Mamă, 4-5 ore, dar să presupun că era și mult mai ieftin. Eu am dat, nu știu. Da, erau vreo 30 de lei dacă veneai cu un privat. A, eu am dat undeva la vreo 80, ceva de genul ăsta, cum a fost. Da, da. La 2 ore și ceva, e decent. Dar pentru a ajunge la subiectul principal este că o să mergem să mâncăm undeva, evident. Și am zis lui Ionuț, bă, unde vrei tu? Și îl duc la Plăcinte Bihorene. Deci eu nici măcar nu știu ce este, nu știu că am mâncat vreodată în viața mea. Deci Plăcintele Bihorene se găsesc majoritar în Bihor, în zona Crișanei, adică și către Arad și către Satu Mare. În rest n-am văzut, de exemplu, în Cluj, n-am văzut nicăieri, Timișoara, n-am văzut și mai încolo. În niciun caz, da, îl duc aici să vadă, nu? Sunt și diferite de langoș sau de astea ungurești, sunt așa mai unice, ca să zic așa. Deci gata, hai să băgăm, eu n-am mâncat, cred că am mâncat în Cluj aseară puțin, dar n-am mâncat nimic toată dimineața, că știam că o să ne vedem și știam că o să mă duc într-un loc cel puțin interesant. Cât mergem acum spre piață, vreau să întreb pe Ionuț o chestie. Cum sau care e chestia cea mai importantă pe care ai învățat-o tu de în ăștia ultimii 4 ani de când faci YouTube așa mai serios? Adică la ce te așteptai în momentul în care ai început și care sunt chestiile așa care te-au surprins sau chestia care te-a surprins cel mai mult? Fui, bă, mă spar că mi-a pus întrebarea asta așa direct, fără să-mi zic înainte. Păi dar nu facem pregătire, mă. Nici nu apuc să mă gândesc, stai un pic să mă gândesc, deci. Băi, o chestie interesantă și multă lume îmi zice și chiar am discutat înainte cu Cătălin. Zice, bă, n-ai șoc cultural când ajungi într-o țară nouă? Și asta discutam cu Cătălin, zic, bă, o grămadă de țări s-aseamănă între ele. Adică mergi în India și ai impresia că ești și în Cairo, și în Vietnam, vezi gunoaie, vezi poluare. Și asta era la mine, zic, bă, n-am avut șoc de la cultural, să mă duc undeva și să zic, wow, e ceva ce, nu știu, parcă-s pe Marte sau pe o altă planetă, știi? Și asta m-a surprins pe mine, că zic, bă, începând să călătorești și cu cât vezi mai multe țări, ca să zic așa, e ca un fel de rutină. Și mergi, ok, am văzut, am intrat în aeroport, am ieșit din aeroport, am luat taxiul, am mers la cazare, mă duc, filmez, știi? Și îți intră așa ca un fel de rutină în sânge, ca să zic așa, știi, și nu mai ai șocuri de alea puternice, ca și când mergi, nu știu, prima oară într-un concediu în Grecia și vezi plajă, zici, bă, n-am mai văzut așa ceva în viața mea, vezi mâncarea și nu știu cum să zic, te obișnuiești cu toate țările astea și cu tot călătoritul ăsta așa în timp. Da. Deci cam asta e la mine, gen, m-am obișnuit și mi-e mult mai ușor, n-am, nu știu, nu-s bulversat, ca să zic așa. De... Dar la început, prima oară când te-ai dus, șocul da. Cultural, l-ai avut prima oară și te-ai acomodat prima, cu ideea, nu? Prima oară când am ajuns în Turcia. Turcia nu e foarte diferită de noi. După aia am ajuns, cred că,
în Dubai, așa mai către Asia, acolo a fost interesant, a zice un mic șoc cultural, a fost în Singapore. Fiindcă Singapore mă așteptam să fie ca Dubaiul și când am ajuns acolo am văzut numai asiatici, adică, știi, nu erau indieni sau din astea. Nu era mix, da, așa. Da, nu era mix și când, țin minte că am luat metrou de la aeroport și stăteam în metrou și veneam numai asiatici și aveau ochelari de așa. Știi cum au ei de multe ori așa rotund și, bă, și mă uitam și zic, bă, frate, e cam filmele alea, nu știu. Bruce Lee. Da, da. Deci, stai puțin, că la tine, practic, primul contact cu Asia de Sud-Est a fost în Singapore. În Singapore, da, da. Și eram așa, zic, bă, așa, limba, așa, auzeam, a fost un pic interesant. Deci, Singapore, prima oară când am ajuns, a fost un pic interesant. Și tot mă uitam la oameni, știi, mergeam la pe stradă, plin de asiatici. Și, da, m-am obișnuit, cred că în prima zi deja, na, m-am obișnuit cu ideea. După aia am trecut în Malaezia, așa am călătorit și efectiv și acum dacă mă duc în Asia, nu mai am ceva, că wow, m-o surprins, wow, nu știu ce se întâmplă. Deci e bine că eu îl folosesc pe Ionuț acum și ca ghid turistic, ca să-mi explice pe aici una alta. Unde stăm acum, cum îi zice? Deci asta e zona Decebal, zona de blocuri comuniste, cartier comunist. Mai încolo e Rogerius, și mai comunist. Și acum merem la plăcintărie, care e la parterul unui bloc comunist. Mamă, și nu vă dați seama, o căldură acum, cred că sunt. Da, el vine din Cluj. În Cluj tot timpul sunt cu vreo 2 grade mai rece decât în Oradea. Aici tot timpul e mai cald. În Timișoara tot timpul cu un grad, 2 mai cald decât în Oradea. A, deci e mai cald în Timișoara, da, ca în Oradea. Ok. Aici ia să vedem. Una cu... Mamă. Deci asta... Plăcintă cu cartofi, brânză și smântână la 6 lei. Aia e, da? Hai să vedem. Bună ziua! Ne dați, vă rog, 2 plăcinte cu cartofi, brânză și smântână, fără mâncă. Deci el comandă, știe cum, cât, gramaj, tot. Da, tot timpul aici nu se mâncă. Da? Uitați, da. Cu backpack-ul lui Backpacker Life. Îi spuneam lui Ionuț când l-am văzut că se vede, e mult mai slab în realitate. Da, da. De la camera aia white și e și mai înalt. Multe lumea zicea asta, zice, bă, ești mult mai înalt decât pari. Ce înălțime ai? Cred că 1,80, tu cât ai? 1,83. Da. Acolo, cred că suntem pe acolo oricum, da. Și asta, bă, credeam că ai, nu știu, 1,70, 1,65, și deci când mă întâlnesc, o singură persoană mi-a zis că zice, ești mai invers, adică... Că ești mai mic grade decât pe clip. Da, da, da. Ha. Și bă, mă sotim, bă, dar cum că toată lumea zice exact invers. Exact invers, da. Plătești, Ionuțiu, știi ce mi-am dat seama? Eu nici, cred că am niște lei, nici nu știu. De când am ajuns în România, nu mi-am scos deloc lei de la bancomat. Ia uitați aici. Mamă. Tot pachetul. Ia vezi așa. Ia stai să vedem. Ce nu știe Ionuț, Ionuț nu știe că eu acum am rupt și dieta și tot. Eu n-am mâncat, deci n-am mâncat pâine, carbohidrați, făină, chestii din astea pentru ultimele 2 luni de zile, aproape deloc. Dar acum pentru chestia asta, deci încă o dată, cum se numește asta, mă? Plăcintă bihoreană. Plăcintă bihoreană. Plăcintă cu cartofi, brânză și smântână, se poate pune și mujdei dacă vrei, dar acum am luat-o fără. Ia. Stai că ți-aduc așa de fără. Mhm. Mamă. Să vezi când ajungi la partea asta aici, care e plină de smântână și brânză, aici. Deci acolo e baza? Da, da, da. La centru ca e baza? Ca o shawarma, știi, pe la mijloc e tot. Mamă. Ți-i bag aici. Mulțumesc. Mamă, știți cât de bun e asta? De fapt, ce e bun, ce mi se pare tare, în primul rând, lipia asta, să nu știu cum îi zice. Pâine, cum îi zice aici? Plăcinta. A, plăcinta, da, da, mă, exact. Mi-aduc aminte atunci că l-am cunoscut pe Ionuț. Nu mă știu câți abonați aveai. 10.000? 20.000? 2019. Am fost cine? Eu, Sanchez Journey, Everyday Holiday, Ionuț, Bogdan Pricope. La Căpșun? El... La Căpșun, da, da, la Căpșun. Era casa lui, era vila lui. Mamă. N-am putut dormi prima noapte. Eram lângă Everyday Holiday. Și atunci eram la început cu călătoritul și nu știam de dopuri de urechi. Bă, și sforeau Everyday Holiday și nu știu, am adormit
dimineața și... Ia auzi-l mă, sporoia Adi de la Everyday Holiday. Totul le augeam. Dar era și eu cu dormitul, că noi eram acolo. Am început să bem, era scandal, era haos acolo în vilă. M-am băut cu fratele Pricope, nu mai țin minte, vișinată. Dar oricum a fost foarte... Mamă, nu vine să iei că au trecut 4 ani. Mai mult, aproape 5 ani, frate, da? Prima oară când le-am întâlnit, nu știu, mi s-a părut așa, zic, bă, parcă e cam arogant, cam, știi? Eu, da? Da, da, da. Nu știu, zice, mi-a dat impresia asta, după aia, e ok. Am trecut testul. Cum ți se pare că faci, care e chestia care te enervează cel mai mult la YouTube? Momentan, dacă compar cu TikTok-ul sau Instagram-ul, îți dai seama că devii cunoscut mult mai greu pe YouTube. Sau, de exemplu, dacă pe TikTok și Instagram e totul instant, pe YouTube totul durează. Și să fii cunoscut și să, nu știu, să ai vizualizări la clipuri, fiindcă e alt format, e format mult mai lung, nu-s 30 de secunde de clip vertical și din astea. Și atunci, oricine începe pe YouTube, de exemplu, dacă începi pe TikTok sau Instagram, e posibil ca a doua zi să fii cunoscut în toată țara. Pui un clip, 1 milion de vizualizări. Pe YouTube, dacă pui un clip, să ai 1 milion de vizualizări, a doua zi, șansele sunt minime. Imposibil. Da, sau e aproape imposibil. Poți să ai o carieră întreagă, să faci YouTube ani de zile, să n-ajungi nici la 10.000 de abonați. Deci da. E greu. Dar ai văzut că e și mai rewarding când faci vizualizări. Da, asta vreau să zic. Dacă reușești să-ți faci canalul, te poți susține, ca să zic așa, din TikTok, numai dacă faci live-uri, că TikTok în România și Instagram nu plătește, adică. Atunci pe YouTube e mult mai ușor în timp, dacă construiești o comunitate, să reușești să te susții, de exemplu, cum suntem noi, călătorim și astea, atunci nu, da, nu avem nevoie neapărat de TikTok, de Instagram. Că... Astea, în principiu, le folosești TikTok-ul, Instagram-ul ca, nu știu, brand awareness, ca să mai știe lumea de tine că trebuie să fii acolo. Mai vin pe canalul tău de pe TikTok și din asta. Exact, dar Ionuț aici are foarte mare de parte în momentul în care pui un clip pe TikTok și îți face 100-200, nici nu, știi cum, easy come, easy go, faci foarte multe vizualizări, dar nu au un impact. Dacă n-ai pus un clip seara și te trezești dimineața și vezi că îți face vizualizări și are, nu știu, e, vezi acolo 1 din 10 sau o chestie din astea, bă, îți dă o... e altă satisfacție. Da, da, da. Așa e. Lasă că pe măsură ce mănânc îmi vin ideile. Eu nu te afectează hate-ul pe YouTube? Nu, no, nu. No. Dar nu te afectează că te obișnui sau nu te afecta nici măcar la început? Nu cred că m-a afectat nici la început, adică nici din primele clipuri. Fiindcă viața mea, ca să zic așa, a fost un pic diferită, în sensul că oarecum făceam ce voiam, de exemplu, am dat la facultate și mi-am dat seama, zic, bă, n-o pot termina. Și m-am lăsat de ea și am început să lucrez, ca să am bani, că nu puteam sta așa pe degeaba. Și multă lume, bă, nu, du-te la facultate, fă-o, că o să o termin, că nu știu ce, o grămadă, maică mea, bunică mea, toți din familie. Și cred că a fost punctul în care mi-am dat seama, zic, bă, dă-o încolo, fac eu cum pot și ce pot, fiindcă eu îmi dădeam seama că nu pot termina facultatea, adică și am, mă duc acolo, dar trebuie să mă întrețin cu banii, că maica mea nu mă putea întreține. Atunci am zis, bă, trebuie să mă duc să lucrez, am lăsat-o și am început să lucrez și apoi, deși mai îmi dădea lumea sfaturi, mai începe o altă și eu eram pe... pe treaba ta. Da, da, da. Și atunci, eu zic că de atunci, din momentul ăla, nu prea m-a afectat ce zice ce zic alte persoane, că tot timpul am făcut cam cum am crezut eu că e bine sau cum era mai bine pentru mine în situația respectivă și atunci când am început canalul, când cea lumea, bă, ești prost, bă, fă altceva, bă, cum filmezi așa, bă, filmează mai lung, bă, filmează mai nu știu cum, bă, mai te înjură, mai nu știu, pentru mine era, bă, e ok că tot așa filmezi, știi? Și eu, de exemplu, și formatul de filmare aproape ca am us 4 ani, adică tot cu GoPro, tot cu Canonul ăla G7X. Exact. Foarte puține chestii am schimbat, numai GoPro, că am început cu GoPro 7 și acum am 11-lea, cam atâta. Atât, dar în principiu stilul ai păstrat? Da, da, stilul e la fel și nu, n-am, ca să zic așa, evoluat foarte mult pe partea asta tehnică și nu, de asta cred că nu prea m-a afectat și nici nu mă afectează neapărat hate-ul în comentarii. E și o chestie bună că alte persoane chiar le afectează și le pot strica ziua sau mai știu ce. Gata, frate, am mâncat. Deci locul ăsta, care nu e branduit, adică nu pot, nu știu cum o spui cuiva, bă, vino să mănânci aici. Îi zici, du-te la plăcinte. Atât, nu? Da, da, da. Foarte mișto, simplu, straightforward.
lângă piața Decebal, e acolo. Deci lângă piața Decebal, vedeți, acolo e. Traversezi și vii aici. Presupun că locul ăsta e de 100.000 de ani aici, se vede, că nu e... De câțiva ani era doamna care are plăcintăria, era lângă tribunal, am câțiva ani, înainte de pandemie, deci are de mult plăcintăria. Da, și s-a mutat aici. Da, da. E foarte, foarte bun, vedeți, am mâncat-o, dacă stau aici, cred că mănânc 10 de-astea, dar nu e asta scopul. Mergem pe malul Prișului. A, ok, perfect. Acum mergem către centru, acesta este Crișul, nu? Da, Crișul repede. Crișul repede și ce mi se pare tare, uite, sunt niște oameni acolo care s-au băgat în apă, frate, cu câinii. Ai făcut vreodată baie în Crișul, Ionuț? Nu în Oradea, ci acolo mai Păsate, mai la 50 de kilometri. Acolo okay. Am făcut. Dar e un pic și periculos, că tot mai auzi, bă, ba s-a necat unul, ba, știi, din astea. Aici... Am ajuns acum în centru. Da, cred că pe aici e mai frumos, mai pe seară, gen la apus, la astea, cred, nu? Mai ales la terasa asta, vezi centru, vezi primăria, vezi vulturul negru. A, da, mi-au zis mulți, du-te la vulturul negru. Ce e vulturul? Eu am crezut că e un restaurant, ceva. Nu, e ca un fel de palat și are un pasaj pe dedesubt. Cum e pasajul ăla din București, nu știu cum e. Nu știu cum e. Mărășești? Nu, ăla din centru istoric. Păi da, de la așa îi zice? Cred că, nu-i zice, mă, stați, mă, ăla de trece, de centru istoric de trece acolo, de la universitate, de la... Nu, e în clădire, e pasajul istoric. Ah. Sub pasaj, așa. Stai, mă. Unde sunt restaurante așa, și astea cu șișa, cu alea. Ala. Valea Regilor, mă, încolo. Da, nu știu cum e. Ceva cu mă, știu, ceva nume de ăsta nemțesc, nu-i? Ah, Montparnasse, cred. Nu știu. Da, las că vedem aici, să vezi. Și aici sunt cafenele, restaurante, din astea. Deci aici am avut un deja vu din ăla, că e podul ăsta și apa și mă simțeam, deci să mă uitam acum în cameră, mă simțeam ca în Londra, frate. Când ești acolo pe aproape de London Bridge, nu London Bridge, ăla de lângă, că sunt două poduri. Și mă uitam acolo în sus și ziceam, uite bă, turnul ăla poate e Big Ben-ul, să mor. Exact așa. Deci ca un om care nu cunoaște deloc Oradea și care nici nu cunoaște care sunt problemele din Oradea, care se pare, nu știu, că e cea mai mare problemă pe care o are în momentul de față orașul tău? Economia, salariile. Las că o să vezi aici sub pasaj, o grămadă de spații sunt închise. Pasajul un fel de zonă de cafenele, de baruri, de cluburi, dar o grămadă sunt închise, spații de dat în chirie, spații goale. Și deci ăsta e Vulturul Negru, Palatul Vulturul Negru. Ok. Și acolo intrăm pe dedesubt și acolo e pasajul. Aha, deci ai spus problema cu salariile. Da. Tu asta la ce raportezi? La Cluj sau Timișoara, de exemplu. Se câștigă mai puțin aici decât. Da, cam cu 50% mai puțin. Da, dar raportat la cost of living și ăsta crește cumva proporțional sau? Ideea e că Oradea la apartamente, de exemplu, e pe locul 7 sau 8 în țară, la cât de scumpe sunt apartamentele. Clujul e pe locul 2, Timișoara pe 3, dar noi... Să zicem, în Oradea, metru pătrat e 1500 de euro, în Cluj e 2500, în Timișoara e 1800. Și adică nu-i mare diferența. Ok. E ceva diferență, mai ales între Oradea și Cluj, dar Oradea-Timișoara nu e la costul ăsta, la apartamentelor, la restaurante și toate astea. Mm-hmm. Deci ăsta e pasajul. Asta e pasajul. Și da, mă, e ca ăla. Sau Mărășești. Da, cum am zis eu, nu. Da. Eu mă referam și ce mă gândeam la de la Dimitea Cantemir, dacă știți. Nu, frate, ăsta e similar cu acolo, cu Valea Regilor în centru vechi, dacă știți, de pe Calea Victoriei, intri și te plimbi așa până ajungi la Banca Națională, frate. E un pasaj unde sunt cafenele și șișa, toate nebunile. Te uite, aici totul ai de frate, totul e închis. Da. Dar spațiul înainte... Da, înainte? Mai a fost, a zice, nu știu, 2010-2015, era cam plin aici. Dar cred că multe s-au mutat și pe Alexandrie, că acum e o pietonală, o să vezi. Și multe spații și restaurante s-au deschis acolo și aici au mai rămas cluburile, puburile, barurile, cam astea, dar multe sunt închise. De exemplu, aici cred că a fost un club, înainte s-au închis, că e spațiu mare. Aici nu știu. Ăsta e deschis acum, dar nu e deschis acum. Poate mai pe seara asta mă gândește, sau un weekend. Spațiu de închiriat. În stânga o grămadă de spații de închiriat. Da, asta e foarte interesant și ciudat în același timp, pentru că, în general, lucrurile de genul ăsta care au vad, nu prea mor. De tot, da. Acolo închis, șantier în lucru, da, de vreo 5 ani tot în lucru,
Aici mamă, o grămadă de închise. Da. Dar pe Alexandrii, pe pietonala aia, totul e deschis. Ia uitați și aici, închis. Da. Aici a fost, dacă nu știu ceva, club, window pub, concediu de odină, dar e de, nu știu, la fel aici. Păi și auzi o rădenii când vor să iasă să se îmbete, pe unde se duc? A, pe aici avem. A, prin asta care au mai rămas deschise. Da, da, da. Și mai, da, acolo sunt terase mai mult cu mâncare, aici pe Alexandru. Așa? Deci asta e strada Vasile Alexandru și asta e cam plin, adică nu prea există spații goale și dacă cineva pleacă de aici, spațiul ăla se dă imediat în chirie iar. Deci nu cred că există niciun spațiu gol pe aici, nu știu, uite poate ăla. Și cam asta e. Da. Deci înăuntru acolo nu merge, aici afară, da, cum aici, se dă unul? Aici și seara, mai ales vara, e plină strada asta, las că poate ne plimbăm de seară. Da. Deci e plină. Mai vin și turiști iunie, iulie, august și destul de plină și terasele, spune și toate astea. Asta e deci, bere neagră și Ionuț și-a luat o limonadă. Tu bei alcool? Nu prea, nu? Ionuț, până când o să ne mai delectez cu videourile tale? Cât vrei să mai faci YouTube? Mă, încă câțiva ani, dar e greu de zis, adică nu știu. Nu m-am gândit niciodată, ok, până în punctul ăsta și apoi gata. Adică cât o să meargă și dacă la un moment dat apare altceva, nu știu ce, atunci poate mă las, dar e greu de zis. E greu de zis. Cum, dacă ar fi să pui așa pe scara activităților care ți-au adus satisfacții de-a lungul vieții, asta cu YouTube-ul? Da, asta ar fi prima. Păi nu, că înainte nu mai lucram, adică nu făceam, mergeam la muncă, veneam acasă, concedii și cam asta, adică faptul că călătoresc, mănânc și oarecum fac ce vreau, e total altceva. Și simți că asta e și muncă? Sau o vezi? Cum o vezi tu? O văd un pic și muncă, într-o oarecare măsură, că na, trebuie să o faci, că dacă nu o faci, după aia mai poți călători. Și e și libertate, muncă și libertate, ca să zic așa. Așa o văd. O să mă folosesc acum de un prilej să-l întreb pe Ionuț cea mai enervantă întrebare de pe planetă pe care mi-o pun mie oamenii și acum pot să mă folosesc și eu de el. Ionuț, care este destinația ta preferată? Asta, când cineva, pe mine toată lumea, că mă întreabă care e destinația preferată sau da. Destinația pe care o urăști cel mai mult. Da, sau țara preferată, sau țara mâncarea preferată. A, bine, zi-o pe asta, care e mâncarea preferată, Ionuț? E greu să zic, adică îmi place și bucătăria italiană, da. Și asta maleziană, indoneziană, okay. Și asta românească, ungurească, cum e zona asta, okay. Cam astea ar fi. Deci n-am o mâncare preferată, dar am așa pe zone. Iar la țări, hai să le zic așa, să iau pe Europa, nu știu, e greu. Mi-a plăcut și Franța, Italia, okay. Spania. Iar pe Asia, mi-a plăcut Japonia, dar n-am stat mult acolo. Băi, Malaezia, m-am obișnuit cu ea. Nu știu, la început nu mi-a plăcut nici Kuala Lumpur, dar nu știu, de atâtea ori am fost în Kuala Lumpur, încât efectiv deja cunosc orașul ăla, nu știu, cap-coadă, ca să zic așa. Da, îți place, cred că mixul ăla acolo e un mix de culturi, da, poate și, mâncare și indiană. Și super ieftin și taxiurile și tot, și cazări sunt ok ca și cazări acolo. Și nu știu, am fost de multe ori, că am zburat de multe ori din Kuala Lumpur. La început, prima oară, nu mi-a plăcut aproape deloc și după aia, efectiv, m-am obișnuit. Nu pot zice că îmi place foarte mult, dar m-am obișnuit cu orașul ăla. Și mâncarea maleziană, da, îmi place Malezia, că am și călătorit în Malezia și, bă, meream și pe insula aia Borneo, sau cum îi zice, Borneo, și acolo, da. Mâncarea diferită. Nu știu ce să zic, cam astea ar fi. India la mâncare, am uitat de India la mâncare. Și, da, cam astea ar fi, Japonia, Malezia. În rest, nu poți ce, ție știu că îți place Vietnam, Thailanda. În Vietnam am stat o lună, nu știu, a fost așa. Poate îmi place un pic mai, nu știu, mai nu pe sărăcie, nu știu ce să zic. Cred, da, că, cred mai că mult asta, pe bogăție. Da, cred că asta e. Cred că asta e. Da. Make sense. Și destinație care ți-a desplăcut cel mai mult, în care nu te mai întoarce vreodată?
Hai de viața mea. Egipt. Mamă, deci știți cum mi se pare că zice chestia asta? Cairo, special Cairo. Ultimul, cel mai mare gunoi din lumea asta. Nu? Cairo e jale, dar și Hurghada și... Hai că Hurghada e mai ok, dar nu știu, și Egipt așa, toată țara și când am călătorit era... Nu știu, nu m-aș mai întoarce, adică e greu, mai ales în Cairo ăla, mai bine mă duc în India sau undeva decât să mă duc în Cairo. Exact așa e și la mine, să știți. Nici mie nu-mi place deloc, este țara cea mai puțin preferată și pe oamenii, care am vizit. Și oamenii, bă, oamenii. M-au oprit poliția pe stradă, nu știu dacă am povestit. Deci eu eram cu gluga, că era februarie, era frig în Cairo, eram cu gluga și mă oprește unul și... Pac, nu știu ce vorbea negeceană, eu am crezut că e din ăla, vrea să-mi vândă ceva, nu, leave me alone, zic, nu știu ce. Și mă ia de mână, mă trage așa, el era în civil îmbrăcat. Așa. Și era unul la un magazin, un patron, și îmi zice, polis, și mi-arată care grade, polis. Și zic, și ăla face semn, zice, stai aici, polițaiul ăla, și se duce după un colț de stradă și îl aduce pe unul tot în civil. Și ăla mi-arată o insignă și zic, bă, dar eu nu știu dacă vă sunteți polițiști, dacă îmi dau ăștia țeapă, știi? Stai o secundă, am avut o pauză tehnică. Așa. Așa, și eram lângă o intersecție, sigur ai fost tu, o intersecție așa, un rond mare acolo. Aia mare, acolo, aia, în acolo, centru acolo. Și da. Eram acolo și am văzut o mașină de poliție și zic la nu, hai să merem lângă mașina aia de poliție și ți-a arat documentele și toate astea. Și eu ca norocul că aveam pașaportul la mine, fiindcă vreau să mă duc să schimb niște bani. Că eu nu-l port la mine în buzunar când mă... Corect, normal, da, clar. Da. Bă, și ca norocul și am mers lângă mașina aia de poliție, am văzut că vorbesc cu aia, deci se cunoșteau. Și atunci mi-au luat și telefonul, mi-au luat la puricat pozele, eu făceam poze pe stradă așa sau în deșert, se uita la ele, dădea zoom in și din alea, știi? Și m-au ținut vreo 15-20 de minute acolo, pașaportul, toate vizele, toate astea, bă. Aia mă, el Tahrim Square sau cum îi spunea, cred aia, aia acolo. Aia, da, așa că are nu știu câte străzi, tot ies de aia, pe aia, aia, deci m-au terminat și acolo tot timpul îți dube și nici, dacă mă duc în Cairo nici mă mai duc în piața aia, că cred că iar mă opresc aia. Băi, știi ce e super tare? E super tare că exact o chestie similară am pățit. Eu am auzit la 6 dimineața, am aterizat, m-am dus acolo, aveam camera mică, am filmat. A venit unul la mine, aceeași chestie, m-a întrebat, nu știu ce, pac. Urmând ca după vreo 5 minute de discuție să-mi ceră $2, frate, ca să-i dau și lui pentru polițiști că îi stau acolo și muncesc, mă. Deci era 7:30 dimineața, eram doar eu. Și pe-o mi-a zis că, a, da, și pe-o pot să filmez, nu-i niciun fel de problemă. Da. Știi câți oameni mi-au zis până acum că nu s-ar mai întoarce în Egipt? Da, și eu am mai cunoscut. Oameni care au luat nulea. Da. O, eventual la mare, da. Dar nu știu, ai Grecia, ai Turcia, sincer, acum în Europa, pe aici ai o grămadă de variante dacă vrei să mergi la mare. Nici mâncarea nu e nu știu cât de bună. Nu, e cine știe ce. Nu poți compara Egiptul cu Grecia sau Turcia la mâncare. Plajele, da. Și uite, de exemplu, o activitate pe care nu poți să o faci în Egipt, asta. Da. Asta, de exemplu, eu dacă vreau să beau bere în Egipt, nu e că în principiu sunt cu cafenele. Cred cafenele. Că îți dau la all inclusive sau la hoteluri, da, la hotel, da. Dar pe stradă să vezi tu, nu ai cum așa ceva. Și atunci, așa a fost și la mine, one time merită, vezi. Da, piramidele. Ai fost și în Hurghada, ai fost în partea. Și în Luxor am fost. Mama, mă zic că Luxorul e mai nașpa. Căci că e mai stresant, mă refer, că sunt multe schemuri. Da, nu știu, că pe mine nu prea, nu știu, mă abordează pe stradă rar. Da, acolo e plin de turiști în Luxor, adică, da, și cu caleștile alea tot vin după tine și tot te urmărești, tot strigă, hai, taxi, nu știu ce. Wow, da. Vorbeam acum despre Egipt și am zis că, bă, nu prea e așa combinație și pe unii am dat seama că domnului Marian Adventures, vreau, dacă se uită la clipul ăsta, să-mi zică și mie Marian, Mariane, trăiți sărție, te rog eu mult, explică-mi ce pana mea spate atât de mult acolo, ce e în Hurghada, eu nu am fost în Hurghada în viața mea. Dar știu că tu cred că ai fost de 700.000 de ori într-un an, mi-aduc aminte că tu făceai clipuri, mergeai în Africa de Est, după care te întorceai, făceai oprire în Hurghada. Tot timpul, deci era la tine, era oprire obligatorie. Vreau să-mi zici, te rog frumos, să-mi scrie aici în comentarii ce ți-a plăcut atât de mult acolo. Da. Bă, Ionuț, mulțumesc din suflet pentru turul ghidat. Da, n-ai pentru ce. Al centrului Oradei. Te mai aștept. Și să keep up the good work și să ne arăți în continuare ce se mai mănâncă prin lumea asta. În scurt timp. În scurt timp, nu? Da. Foarte tare. Deci, cei mai educați taximetriști pe care întâlnești în România, frate, sunt în Oradea. Vă spun asta că se poate de chiar eu care vin din București, sunt obișnuit tot timpul cu taximetriștii care ne fac până aici. Aici, nota 10. Mulțumesc frumos! Zi bună, la revedere! Da, și o să vă povestesc chimia de ce. Pentru că
eu de fiecare dată când vin în România, foarte mulți oameni nu știu că eu călătoresc, că nu știu ce, și încearcă taximetriști de prin București să mă ardă. E, aici, frate, a costat 11 lei cursa și domnul i-am dat, nu știu, i-am dat 15 lei, 16 lei, ceva de genul ăsta. Și omul, a, nu, că mi-ați dat prea mult, nu știu ce, și am spus, nu, stați liniștit. Deci acum o să stăm într-un apartament de nota 10, bine, nu l-am văzut, l-am văzut din poze, nota 10, și vreau să vi-l arăt, să vă arăt cum e tot procesul de ce anume check-in. Deci suntem într-o zonă nouă a orașului, din câte văd eu aici. Stați să vedem că am instrucțiunile de check-in pe WhatsApp, dar să nu le arăt, că nu știu, ia. Stați puțin. Și gata, am intrat. Iar acum nu știu la ce etaj trebuie să mă. Etajul 3. Vreau să-i mulțumesc din suflet Corinei pentru faptul că mi-a dat acest apartament. Eu nici nu știam unde să stau pe aici. Am pus pe... Ia mă. Așa. Am pus pe Instagram. Și mi-a scris și pe om, a sunat și fărăcică că bă, tu cu ce ai venit, mă, din Cluj? Și zic eu, cu maxi taxi, și faci că bă, nu se poate veni cu... Păi pe bune, da. Păi nu ai cu ce să vii altceva. Nu există altă variantă, altă versiune de venit în momentul de față. Și eu repet, am crezut că pot să caut așa în 3 minute și aflu. Dar nu e așa, frate, e... E complicat. Nu e glumă. Ok. Apartamentul, imediat, imediat, imediat. De la lift în dreapta. Hai că ajungem acum. Am stat de două bosi, nu vă dați seama. Gata, am deschis ușița. Mamă, cât de cute. Cât de drăguț. Stați să aprindem și anume lumina. Imediat. Da, să schimbăm setările la cameră, că era prea întuneric. Așa. Ați să vă instalez aici. Ne descălțăm. Astfel, să nu intrăm încălțați. Mamă, cât de cute poate să fie. Îmi place. Îmi place. O să vă las din cu deschidere. Avem frumos aici cum intrăm baia. Mamă, totul modern, nou. Nu știu de când e blocul, dar presupun că e destul de nou. Din câte văd aici... O canapea, aici avem una bucată sufragerie, ia uite, mamă, whiskyan, ma, whiskyan, mi-au băgat mortul în casă, they have inserted the dead into house, ca să știți ca idee, și aici, ia uitați, patul, asta, mamă, mamă, deci nu vă dați seama, o să spun o chestie ce urăsc eu la paturi în general și aici văd că s-a ținut cont de treaba asta. Tot timpul astea sunt făcute din lemn, bă, și te lovești când cobori din pat sau când mergi pe lângă pat. Aici nu, e frumos, cum îi zice, mă, era să zic flaușat, e cu căptușeală, așa, iar aici, fiți atenți, cât de drăguț. Ai un loc unde să poți să stai, să-ți bei cafeluța. Foarte, foarte, foarte frumoasă zona asta. Curat și liniște. Îmi pare rău că stau doar o zi, pentru că sunt pe gravă totală, deoarece eu nu aveam un plan să vin în România și cu atât mai puțin în Oradea. Nu că nu voiam să vin în Oradea, dar a fost o chestie așa pe moment. Aici avem un walk-in closet. Sau cum mai zic unii, walking closet, și zic, vezi că nu se plimbă closetul, e walk-in, adică intri în el. Iar aici, seamingless, ia uite, avem Coca-Cola, avem și niște vin, luăm whisky-anul și astea le punem aici frumos. Da, foarte, foarte mișto. Îmi place maxim. Dar cel mai important lucru, ăsta e, frate. Poți să-ți faci o cafeluță. Da, deci vreau să-i mulțumesc din suflet Corinei pentru faptul că m-a primit aici, să-ți dăm drumul la aer condiționat. Și să-i mulțumesc și lui Ionuț, domnului Lengel, pentru la fel faptul că m-a întâmpinat astăzi, că ne-am plimbat și că mi-a povestit una alta despre Oradea, pentru că dacă nu era el, probabil mă pe mapă aici, nici nu știam ce văd exact. Sunt fericit, deci sunt fericit, promit că o să mă întorc în Oradea, pentru că e clar, aici trebuie stat mai mult, dar... Pentru moment, pentru mine scopul a fost să vin să mă întâlnesc și eu cu un pace să mănânc după atât de mulți ani, ca să văd cum mai vede lucrurile, care sunt planurile de viitor, așa, am avut și discuții drăguțe și interesante. Acestea fiind spuse, nu uitați că vă iubesc and see you
in the next one. Cred că următorul vlog o să fie de la Cluj. Cred. Da, vedem. Încă nu știu.